Here King Jan, Sigaku, Omishiba, and Kuzdoi. Then the Logan Natural in Unu. Plus Logan Natural in Patu. Plus Logan Natural in Shapte. Din 3 ani 2. Ce se calculeze aceste? Spate limita și astea, da? Da. Păi, e scris aici ca și cum 1 b plus 2, ca și cum ar fi aici la numitorul la fiecare, da. Și atunci, asta fiind cât timp de la infinit, da. Facem in x în cer, y în cer plus 1 sub. Facem separat cum zic, le spartem în două șiruri. Ăsta de sus va fi x în cer plus, x în cer și facem x în cer plus 1 plus. A, îl vedem ca un raport a două. Da. A două șiruri. Deci pe ăsta îl vedem așa, ia mai departe cu indifracție. La numărător este logaritm natural din 1 plus logaritm natural din 4 plus logaritm natural din 7, plus mai departe plus logaritm natural din 3n minus 2, totul supra n plus 2. Și spune așa, când ai un șir sub formă de fracții și jos ai un șir monoton crescător nemărginit superior, adică n plus 2 se duce la infinit, atunci zici, nu te speria. Gândește de sus ca și cum ar fi un șir Xn și jos un Zn. Și asta e egal mai departe cu limită. Trebuie să spui limită la început, da? Limită. Pentru n de la infinit din Xn plus 1 minus Xn. Da? Totul supra Yn plus 1, Zn, da? Zn plus 1 minus Zn. Și la noi cât ar face? Egal mai departe, egal cu limită. Pentru n de la infinit, din... Logaritm natural din 1, logaritm natural din 4, plus, logaritm natural din 3n plus 1. Da, 3n plus 1. Minus. Pune o paranteză. Minus. Logaritm din 1. Logaritm natural din 3n minus 2. Supra. Și minus, 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 mai este plus încă 1. A, dar păi trebuia am... xn plus 1. Păi am făcut xn plus 1. Ai zis bine. Și în fața lui xn plus 1 cine este? Logaritm natural din 3n minus 2. Așa, acolo în față, da. Stați ca să văd. Da. Așa. Și n, n plus, plus 2, n plus 3. N plus 3 minus n minus 2. Minus 2. Și egal mai departe să duc frumos toți ăștia. Limit pentru n la infinit. Până la... Așa. Așa. Și va rămâne logaritmul acesta. Deci egal cu limită pentru n de la infinit. Din, din logaritm natural din 3n plus 1 și de restul nu mai rămâne nimic pentru că n cu el se duc și 3 cu lui mă face 1. Da. Și logaritmul de ies în față. Da. La logaritm natural din limită n plus 1. Care face 3 plus 1 în paranteză, da? Da. Și face 3 ori infinit infinit, logaritm de infinit face infinit, da? Terminat. Ești. Da, și acesta este un ilustru interesant. Altul. 3 Yn este egal cu radical în C, din
n factorial totul la pătrat supra 2n totul factorial. Nu mai știu exact cum se numește acea proprietate, dar dacă avem un radical în cn din dintr-un șir, scoatem care sunt formă de fracție. Care sunt formă de fracție? Plănuim x în gen și facem x în gen plus 1 supra x. Deci, nu neapărat, dintr-un șir, da? Dintr-un șir. Deci zicem proprietatea. Teorema ce? Radical din ordin n din din xe. Deci notăm cu yn șirul ăsta. Yn egal cu yn cu z, și yn egal cu radical. Yn egal cu radical de ordin n din xe. Atunci, a face limite din yn, de fapt, ar face, deci limite din yn, egal cu limită din xn plus 1 supra xn. Nu așa, așa, asta vreți să spun. Din da. Xn plus 1 totul pe xn. Chestiunea este că se logaritmează acela, apare unul pe n dedesubt și când se face diferența aceea xn plus 1 minus xn supra n plus 1 plus n, se ajunge exact la ceea ce ai spus tu. Și acum să zicem noi, xn la minor este egal cu... De fapt, xn-ul de desubt acela. Xn egal cu, notăm cu n factorial la pătrat supra 2n totul factorial, da? Și x indice n plus 1 va fi n plus 1 totul factorial, totul la pătrat. N plus 1 factorial, totul la pătrat. Supra 2n plus 1 2n plus 2 este. 2n plus 2. Că în loc de n pui n plus 1 și când înmulțești pe 2, vine 2n plus 2. Totul factorial, da? Da. Și cam mai departe cu... În loc de n plus 1 factorial, continuăm. În loc de n plus 1 factorial, zicem n factorial ori n plus 1. Era pătrat. Păi, și când mă totul la pătrat? A. Deci din n factorial pe lângă n plus 1 tot la pătrat supra 2n pe lângă 2n plus 1 pe lângă 2n plus 2. Deci 2n pe lângă 2n plus 1 pe lângă 2n plus 2. Atenție, 2n totul factorial. Da, 2n factorial. Totul la pătrat. Da. Și atunci când faci raportul, hai să facem xn plus x, zicem xn plus 1 totul supra xn egal cu xn plus 1 l-am scris acum, vine n factorial n plus 1 totul la pătrat. De fapt, e fiecare la pătrat. Da. Vine n factorial pătrat până n plus 1 la pătrat. Supra 2n totul factorial. Așa, pe lângă 2n plus 1, pe lângă 2n plus 2. Și înmulțit cu inversul acestea. Da. Adică cu? Înmulțit cu 2n factorial. 2n totul factorial, pe lângă 2n plus 1. Da. Pe lângă 2n plus 2. Înmulțit cu... Așa, 2n factorial, corect, corect. Supra n factorial și n pătrat. N factorial la pătrat. Și se duce n factorial la pătrat cu n factorial la pătrat. 2n totul factorial cu 2n totul factorial și ne rămâne doar n plus 1 la pătrat supra 2n plus 1 pe lângă 2n plus 2. La pătrat. Nu mai este la pătrat. Nu mai este la pătrat. 2n plus 1 pe lângă 2n plus 2 nu mai este la pătrat. Și avem și atunci limită din yn, zicem limită din yn egal cu limită din ce am găsit noi acum. Din n plus 1 la pătrat, pe lângă supra 2n plus 1, 1 pe lângă 2n plus 2. Și egal cu limită pentru n timp de la infinit, n pătrat plus 2n plus 1, da, supra
4 în pătrat. Da. Trag plus 2 în 6 n. Plus 2. Plus 2. Și faci limita 1 pe 4, că se vede. Scoți pe 4. Limita 1 pe 4. Bă, dar mie mi-e fric. Nu, brac nici tot, că nu se iei fric. Nu ți-e fric? Da, până acum am făcut bine tot. Da? Bun. Următoră. Vorbesc că ne-am oprit de căldură, că s-a terminat urmă. La ninja, vă știți, nu? Am văzut, am... Spuneau pitice când au plecat la New York. Da. Manifestau bucuria când a început să ninge. Zicem? Da, așa. 4. Câte 6 ai zis că ai? 6, da. 4. Da, din... da, vreau să mă verific. Așa. Yn este egal cu n pătrat plus 2n minus 5 supra n pătrat minus n plus 1 tot la n pătrat supra 5n minus 2. Așa. Fiindcă este 1 la infinit. 1 la infinit. Da. O să adunăm și o să scădem 1, nu? Corect. Vorba numărul de. Limită pentru n fiind de la infinit. Y indice n este egal cu limită pentru n fiind de la infinit din 1 plus n pătrat plus 2n minus 5. Minus împărțat. A, a să... Deodată, zice. Da. La numărător, deci, ca și mai adunatul, da, știu. Minus împărțat. Minus împărțat plus n minus 1. Așa e, da? Da, tot cu supra. Supra n pătrat minus n plus 1. 2 la n pătrat la 5 n plus 2. Da, și... E egal mai departe cu tine, da? N fiind de la infinit. Din n pătrat cu n pătrat se duc. 1 plus 3n minus 1. 3n minus? Minus 6. Da. Supra n pătrat minus n plus 1. Deci 1 tot la n pătrat minus n plus 1. Supra 3n minus 6. Înmulțit cu oricat, cu inversat. 3 minus 6 supra n pătrat plus n minus n plus 1 plus, da, n pătrat minus n plus 1 ori n pătrat supra 5 n minus 3. Da. Și va acest da, va face e și e al cu e la limită pentru n undeva infinit din 3n la 3-a minus 6 în pătrat supra 5n la a 3-a 5n la a 3-a puncte puncte, că nu-ți mai interesează, că acum la gradele sunt egale. Da, e la 3 pe 5. E la 3 pe 5. Termin. Altul? Arctangentă din 5n spre n pătrat plus 2 supra arc sinus din n supra n pătrat minus 3. Facem limita n supra 2n pătrat minus 3, da? Dacă te interesează argumentul, dacă argumentul se duce la 0 și se duce, nu? Că 5 da. Pe e pătrat, se duce la 0 și atunci facem fundamental, da? Deci limite din n de chem. N supra n pătrat plus 2 omulțit cu 5n
deasupra. Arc sinus de n supra 2n pătrat minus 3. Supra n pe 2n pătrat minus 3. Ori n pe 2n pătrat minus 3. Așa? Da. Ai de 1, aici 1 și o să fie limită pentru n timp de la infinit din 5n sub 5n pe lângă 2n pătrat minus 3 supra n la 3 plus 2n. Deci 5n mai da, bun. Dar mulți cu inversa ca să... Deci 5n... Pe lângă 2n pătrat minus 3. Da, 5n pe lângă 2n pătrat minus 3. Supra n la 3 plus 2n. Și face 5 ori 2, 10 pe limita asta. Deci bun. Da. Deci. Super. Da. Altă. Ultima. 6. Din 3 din n la 3 plus 3n pătrat plus 1 da, minus. Minus adică din ce 2 din da. N pătrat minus 2n plus 2 da, da aici nu știu n-ai mers aici adică am scris ceva dar n-am adunat că dăm un n. El este infinit, nu este infinit acolo. Da. Deci atunci scădem un n și va fi egal mai departe cu limita, hai să începem, limită pentru n de la infinit din radical de ori până 3. Din n la 3 plus 3 n pătrat plus 1 minus n plus n minus radical din n pătrat minus 2n plus 2. Și facem un primul echipaj ăsta până la minus n o dată și altă iarăși un alt echipaj. Egal mai departe cu limita de la 1 și minus, deci limită din radical de ori 3 din primul echipaj din n la 3a plus 3n pătrat, ai zis, plus 1, minus n. Plus limita cealaltă. Plus limita cealaltă. Limita pentru n la infinit din n minus radical din n pătrat, minus 2n, plus 2. Și la primul, poți să zici, radical conjugată de ori 3. Conjugată de ori 3. Pune-ți o paranteză asta. A. Așa. Și la fel dincolo, ca altfel numai din el să înțelege. Da. Limite, evidente, mai definit, din... N la 3 plus... N la 3 plus 3 în pătrat plus 1 minus N la 3 supra... Radical acesta la pătrat. Da. N la 3 plus 3 în pătrat plus 1 la pătrat plus A ori B. Plus A, B plus N ori... Ori radical din 3 din n la 3 plus 3 n pătrat plus 1 plus n pătrat. Plus n pătrat plus limită pentru n timp de la infinit din n la 2 minus n la 2 minus n. Da. E conjugată de ori 2, da? N pătrat minus N pătrat plus 2N plus 2N minus 2 supra radical din N
Nu, supra nu, ien. Supra... ien plus radical din ien pătrat. Minus 2 ien plus 2, nu? Da. Și e egal mai departe cu ien la 3, cu ien la 3 se termină. Și face limită pentru ien timp de la infinit. Din 3 ien pătrat. Așa-i? Da. 3 ien pătrat plus 1. Supra. Ne închipuim că sub radical scoatem un n și la pătrat, deci n pătrat este. Da. Este un n pătrat de un capăt la altul. Deci vine n pătrat pe lângă paranteză dreaptă. Primul radical din indice 3 din 1 plus 3 pe n plus 1 pe n la 3. Totul la a doua. E radicalul la pătrat. Da. Plus. Nu a ieșit, mai este un de subradical, deci a fost în pătrat în față, așa că trebuie să zicem radical din 1 plus 3 pe n plus 1 pe n pătrat și plus 1. Chiar din paranteză de aștept. Plus limită pentru n timp de la infinit din 2n minus 2. Și scoatem tot așa un 1. Da, n plus, n pe lângă. 1 plus radical din 1 minus 2n plus 2p n pătrat. Așa. Și va fi n pătrat pe n pătrat se termină. Scoatem factor forțat. Va fi 3 pe 1, 3 pe 2. Nu, 3 pe 3. 3 pe 3, da. 3 pe 3 plus 2 pe 2. 2 pe 2 și face 1 plus 1 egal cu 2. Da. Limita este 2. Care a fost poanta aici? S-a trăs. Asta e. Dar de ce m-am gândit eu că să mă scădem în el? Ca să putem să grupăm. Odată. Și am văzut că spate radical, subradical pe n la a treia iese în față n. Da. Și n la a doua iese în față n. De ce ne-am adunat și am scăzut un n? Că numai bine, când aplic conjugata, n la a treia și cu n la a treia. Da. Și n la a doua cu n la a doua. Deci ce să fost motivul? Dacă ar fi fost aici, să zicem, opt e la a treia și aici 4 e la a doua, scoțând de sub radical, dărea 2 n aici. Da. Radicalul 3 din 8 e la a treia face 2 n. Și aici 2 n. Și atunci n-a și a zbura și a fi scăzut un n. Și așa zbura și a fi scăzut 2 n. Da. Deci nevoia, situația concretă îți impune chestia asta. Da? Deci așa trebuie văzut aici. Nu mai m-a interesat coeficienții, doar atât. Că n-am avut 8 și 4 ca să mă duc acolo. Da. Da? Deci așa văd. Ca temă să-ți las și eu negreșiți. Eu am în minte o negreșită. Minte pentru el, tinde la infinit să-ți înțelege. Din ce se scrie. Logar natural. Din logar natural, din e plus sinus de alfa x, alfa, da, asta e cu alfa pe n, alfa supra n, să vă înțelegi că așa este. Logar natural din e plus sinus din beta pe el. Hai să-l lua așa. Deci limită pentru x la infinit din logar natural. Păi... hai să mergem la limită. Logar natural nu este în față. N-ar trebui să iasă în fața limitii. Mai nu, că e logaritmul din... ăsta e argumentul. Așa. Nu e logaritmul fracției.
logari la numărător și la numitor, e altă treabă, nu se poate comoda. Da. Dar strici la limite. Alfa pe infinit face 0. Sin de 0 este 0. Logarit din y face 1. Și logarit din 1, 0. La fel îți face și sus, suntem 0 pe 0. Înainte o face pe asta, este o plioată limită pentru n timp de la infinit, din logar natural, din 1 plus sinus de alfa pe n, supra logar natural, din 1 plus sinus de beta pe n. E mai simpluț. Dacă înlocuim tot așa, din logarit de 1 face 0, 0 pe 0 va fi. Avem un fundamental logarit din 1 plus ceva, supra cel ceva. Supra cel ceva. Și scrie supra sinus de alfa pe n ori sinus de alfa pe n. Așa. Supra logarit de 1 plus sinus de beta pe n. Supra sinus de beta pe n. Deci asta va se va duce la limită pentru n tinde la infinit din sinus de alfa pe n supra sinus de beta pe n, ceva face 1. Da. Iar aici, iarăși ai șansă că mulțești pe alfa cu n ca să faci fundamentală. Da. Și alfa pe n ori alfa pe n. Aici face beta pe n ori beta pe n. Ăsta face fundamentalul 1, fundamentalul 1. Și ar fi alfa... N cu n face alfa pe beta. Răspunsul. E, s-a făcut eu pe asta. N-a făcut, nu? Acum te gândești tu aici ce să faci. Da. Rămâne ca temă pentru mâniseam. Mai dau și eu, nu numai Victor să-mi dai mie, ci dau și eu. Da? Deci ăsta a fost exercițiu, astea a fost chestiunile care le-am făcut. Hai să vedem și sinteza orei. N-am făcut cu pitici factorii una sinteza. Adică ce am făcut aici? Ce lucruri merită să le ținem? Prima a fost, deci, practic ne-am ocupat de limita unor șiruri mai speciale, în care am aplicat criteriul Cleștelui, nu? Da. Primul a fost criteriul Cleștelui. Da. Deci, limite de șiruri. Unde am avut criteriul? Doi. Și criteriul Cauchy d'Alembert. Ce? Cel cu x, n plus 1. Așa. Cu radical din cm, da. Din xn, da? Cauchy d'Alembert, nu? Așa parcă se numea, da. Dar nu-l caut așa. Păi nu mă interesează să scriu așa. Da, motorul de căutare Google se poate să-l găsească. Când tastează ceva, trebuie să găsească cuvintele acestea. Deci limite de șir, câte lucrurile asta pot tasta, că știu bine. Limite din raportului, mai se numește așa. Da? Criteriul raportului. Când ai acolo un șir sub formă de fracții și dacă ăsta e șir monoton crescător la numitor, da. Atunci faci, nu? Xm plus 1 minus x, pa y minus 1. Așa. Aici ce-a mai fost? Ce mai am? Am avut limita fundamentală cu E, cea cu... apoi cea limite fundamentale. Hai să zicem așa, nu? Limite fundamentale. Numărul E. Numărul E, cea cu... cel trigonometrice. Trigonometrice.
Da? Limite fundamentale. Hai să lăsăm așa. Astea au fost lucrurile care au fost trecute în revistă. Sigur că și pro logaritm, acolo au fost proprietăți logaritm, dar altă dată am făcut mai multe chestii. Dar ne mulțumim cu aceste lucruri, încât să ne alegem cu ceva după ce am parcurs lecția de astăzi. Așadar, dragilor, ne oprim aici. Ne mai întâlnim în seara, am înțeles, nu? Cam asta este programul tău. La revedere!